Încă un pompier a avut de suferit în urma incendiului de vegetație din satul Rădulenii Vechi, Craiul Florești, care a răpit miercuri viața salvatorului Denis Timohin, în vârstă de 36 de ani. Cea de-a doua victimă, în vârstă de 41 de ani, s-a intoxicat cu fum, însă, potrivit medicilor, viața pompierului este în afara pericolului. Именно это поле менее чем в полукилометре от первых домов села Рădulenii-Vechi района Флорешт было охвачено огнем, который унес жизнь одного из пожарных. Примар села Юрий Раду утверждает, что площадь пожара составила не менее 20 гектаров. В тушении огня принимали участие и местные жители. По их словам, если бы своевременно не были бы приняты меры, то огонь охватил бы и рядом стоящий лес, что привело бы к еще более тяжелым последствиям. Potrivit primarului din Rădulenii Vechi, care s-a numărat printre primii sosiți la fața locului, la stingerea incendiului au participat atât polițiști cât și localnici. Deoarece din cauza suprafeții mari a incendiului, pompierii au avut nevoie de ajutor. Primarul susține că lupta cu flăcările a durat câteva ore. Incendiul a fost mare, adică pe o suprafață de peste 20 de hectare, 20-30 de hectare de pășuni, care el se extindea înspre sat și înspre pădure. Avem o pădure acolo, noi în localitate. Ieșind la fața locului, adică pompierii erau extinși pe o suprafață foarte, foarte mare. Când mergea incendiu, parcă s-o localizat, dar el știți, aici se oprește, în partea aceea se pornește. Și suprafața e mare, adică e complicat de oprit așa incendii. Primii care au ajuns la fața locului au fost tatăl și fiul, ambii Nicolae Star și de 60 și respectiv 30 de ani. Fiul a alergat să-și salveze vitele care pășteau pe câmpul unde s-a declanșat incendiul. Casa familiei Star și este una dintre cele mai apropiate de locul incendiului. Pentru a lupta cu focul, bărbații au folosit tractorul și un rezervor de apă. O sunat un sătean deci din sat că du-te că în creț, așa zici, la noi acolo, și du-te în, acolo că arde foc. Și animalele tale, eu am animalele, țin aici, și zici că du-te că arde foc, că crează unii animalele tale. Când am lăsat te de mână și am alergat încolo, noi am fost primii acolo, nu era niciun pompier, când noi ne-am apucat de stâns focul, de-am venit și pompieri, au fost trimă echipaje, unul la Soroca, două la Florești. Nicolae Starșe susține că el a fost ultimul om care l-a văzut în viață pe pompierul care a decedat și pe colegul acestuia care a avut de suferit. Iacă eu stângeam aici, iacă am stâns la deal, de vale, eram mai la vale și el a venit iacă de chisc așa și a mers pe lângă mine și nici nu ne-a zis nică. S-a dus de vale încolo. Eu am rămas stângând aici, vă spun, și din deal veneau niște pațani, niște băiței. Și-o stâns în coașă. Și de urmă a venit a doilea pompier, dar au venit cu văzdușca și el. Am mai stâns o leacă, de-am i-au zis și nenii mă ta, șeți aici, să nu iei foc, să ducă mai departe, eu mă duc de vale. Și s-au dus încolo de vale. Potrivit primarului, după ceva timp, la locul unde se aflau cei doi pompieri, au venit și alți colegi de-ai lor, care au chemat ambulanța. În acest caz a fost deschis un proces penal pe fapt, sub conducerea Inspectoratului de Poliție Florești. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, susține că al doilea pompier care a avut de suferit beneficiază acum de tratament. E vorba de un bărbat de 41 de ani, e un pompier din cadrul unității Salvator și Pompieri Soroca, care a acuzat semne de intoxicație, a fost spitalizat în Spitalul Raional din Florești. Starea lui este satisfăcătoare, stabilă. În această dimineață a fost externat și urmează să primească ulterioarele îngrijiri și supravegheri de profilaxie în cadrul Spitalului Ministerului Afacerilor Interne. Toți pompierii au fost echipați corespunzător, vorbim de ambele echipe care au intervenit la lichidarea incendiului. Incendiul a fost semnalat la serviciul 112 în data de 14 august în jurul orei 4 după amiaza. Mai întâi la fața locului a fost trimis un echipaj de pompieri din Florești, iar pentru că incendiul se extindea rapid, s-a decis trimiterea unui alt echipaj de pompieri din municipiul Soroca, care a descoperit corpul neînsuflețit al salvatorului. Denis Timohin era căsătorit și avea doi copii. Șoferul de 22 de ani care a provocat accidentul rutier de lângă satul Codrean, Caraionul Strășeni, soldat cu 5 morți și 5 persoane rănite, își va petrece următoarele 30 de zile în arest. O decizie în acest sens a fost aprobată marți de instanța de judecată din Strășeni. Instanța de judecată dispune: a admite demersul procurorului
APCA în privința învinuitul Jalbă Ruslan Serghei, născut la 23.07.2002, măsura preventivă arestul preventiv și a eliberat. În privința acestui mandat de arestare prin termen de 30 de zile. Judecătoarea a mai spus că tânărul va beneficia de asistență medicală deoarece a suferit mai multe traumatisme în timpul accidentului. La ședința de judecată, acesta a fost adus în scaun cu rotile. Șoferul învinuit de producerea accidentului a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Potrivit procurorului de caz, Cezar Țaca, acuzarea a decis să solicite mandat de arestare pentru șofer, chiar dacă nu există pericolul eschivării de la răspundere datorită mediatizării cazului. Am înaintat prezentul demers cu privire la aplicarea măsurii preventive sub formă de arest pe un termen 30 zile în privința învinuitului. Fiind examinat în ședința dată, mi-am susținut argumentele referitor la argumentele care justifică aplicarea măsurii date. Sunt mai multe riscuri care le-am expus în demers. Există la fel și riscul provocării dezordinii publice. Țaca nu a precizat dacă învinuitul colaborează cu ancheta și dacă își recunoaște vina, făcând referire la taina anchetei, iar avocatul șoferului a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Apărătorul a solicitat instanței arest la domiciliu pentru clientul său din cauza stării de sănătate a acestuia. Șeful Serviciului de presă al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, susține că starea de sănătate a unora dintre cei 5 copii internați în urma accidentului s-a mai ameliorat, însă toți necesită în continuare spitalizare. Din cei 5 pacienți internați pe data de 10 august la Institutul Mamei și Copilului, unul este într-o stare mai gravă și încă rămâne internat în secție de reanimare sub supraveghere medicală. Ceilalți 4 pacienți momentan sunt în secția de ortopedie cu diferite traumatisme, în stare de gravitate, spunem, medie, și vor mai rămâne internați până la ameliorarea stării de sănătate. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 10 august. Preliminar s-a stabilit că șoferul de 22 de ani nu s-ar fi asigurat și ar fi efectuat manevra de depășire peste linia continuă. În consecință, mașina pe care o conducea a lovit frontal un automobil ce se deplasa din sens opus. În urma impactului, ambele unități de transport au luat foc, iar trecătorii au reușit să scoată 5 copii din ambele mașini. 5 persoane au ars de vii după ce au rămas blocate în cele două automobile, iar corpurile lor au fost depistate carbonizate. Printre cei decedați se numără o adolescentă de 17 ani și o femeie de 56 de ani, care erau pasagere în mașina ce a intrat pe contrasens. Din cel de-al doilea automobil, care se deplasa regulamentar, au decedat șoferul de 37 de ani și două pasagere, o femeie de 32 de ani și alta de 54 de ani. Dacă va fi găsit vinovat de producerea accidentului, șoferul învinuit riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce. Anterior, el a fost condamnat pentru furt și jaf. Șeful Direcției Juridice din Parlament, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne în arest preventiv la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Magistrații de la Curtea de Apel au respins marți cererea avocatului acestuia, care a solicitat anularea măsurii preventive, invocând că Creangă are probleme de sănătate. Angajatul Parlamentului pledează nevinovat. Procurorul de caz susține că în acest dosar vor mai fi audiați și alți angajați din cadrul Secretariatului Parlamentului. Până în prezent, deci au fost audiați două persoane în calitate de martor, una dintre care vorba de un angajat din cadrul Secretariatului Parlamentului. La moment facem și alte evaluări și investigații în vederea stabilirii întregului cer de persoane, inclusiv din cadrul Secretariatului Parlamentului, care putea fi atras și audiat în calitate de martor, care posedă informații relevante. Și respectiv suntem și în proces de analiză cu privire la participarea unor alți eventuali complici care ar fi în curs de identificare. Întrebat dacă Ion Creangă ar fi livrat rușilor informații ce țin de acordul de securitate și cooperare economică dintre Republica Moldova și Franța, semnat în martie la Paris, de către șefa statului Maia Sandu și Emmanuel Macron, procurorul a spus că au fost oferite mai multe informații despre secretul de stat. Mai multe informații au fost transmise, atât pe spor de hârtie cât și în mod verbal și ține de anumite planuri legislative a Parlamentului Republicii Moldova,
precum și alte informații care au însemnătate pentru Republica Moldova, care ar putea fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova. Informațiile erau colectate în maniera în care, așa cum bănuim noi, ar putea fi folosite la anumite etape în detrimentul asigurării capacității securității de stat, asigurării inviolabilității teritoriului, precum și independenței, care atentează la aceste valori și principii care, de fapt, sunt inserate și înscrise în Constituție. Învinuitul a participat la ședință online, iar avocatul acestuia susține că starea de sănătate a clientului său s-a înrăutățit în penitenciar, motiv pentru care a solicitat să fie cercetat în libertate. Au fost invocate mai multe temeiuri, unul dintre care că lipsește o bănuială rezonabilă că domnul Creangu ar fi comis infracțiunea dată și că lipsesc careva riscuri că învinuitul ar putea cumva să influențeze urmărirea penală aflându-se la libertate. Pledează nevinovat și consideră că nu a comis careva infracțiuni. În data de 31 iulie, șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și un angajat al Poliției de Frontieră au fost reținuți fiind bănuiți de trădare de patrie și complot împotriva Republicii Moldova. În data de 2 august, Creangă a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El este învinuit că ar fi livrat informații unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse ce urmau să fie folosite în dauna intereselor Republicii Moldova. Potrivit legislației în vigoare, dacă va fi găsit vinovat, angajatul Parlamentului riscă până la 20 de ani de închisoare pentru trădare de patrie. Șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Mihail Vodă, dar și adjuncții acestuia, șeful Direcției Supraveghere Regim de Ședere și șeful Direcției Azil și Apatridie au fost demiși din funcție. Decizia a fost luată de către ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, după ce Serviciul Protecției Interne și Anticorupție a depistat mai multe încălcări în dosarul interlopului turc împușcat în luna iulie la o terasă din sectorul Râșcane al Capitalei și care era anunțat în căutare internațională pentru mai multe infracțiuni comise în Marea Britanie. Rezultatele anchetei urmează să fie transmise Procuraturii Generale, care a deschis un dosar penal în acest caz. Potrivit unui comunicat al SPIA, funcționarul care s-a ocupat de dosarul cetățeanului turc și alți doi angajați dintre cei cercetați au plecat din sistem. În total, ancheta SPIA a vizat 6 persoane, dintre care și șeful IMG, Mihai Vodă, și cei doi șefi adjuncți din cadrul Inspectoratului General de Migrație. Iar pe perioada investigațiilor, angajații vizați au fost detașați în alte subdiviziuni ale MAI. În urma investigațiilor efectuate de SPIA, s-au stabilit mai multe abateri la nivel legislativ, dar și în activitatea instituției. Astfel, angajații sunt acuzați de neglijență în serviciu, deoarece au depășit termenul de 21 de zile pentru intervievarea solicitantului. Acesta a fost audiat la o distanță de 2 luni și 8 zile. Mai mult, Direcția Supraveghere Regim de Ședere nu a oferit suficiente informații Direcției Azil și Apatridie despre existența avizului de respingere a dreptului de ședere solicitat de cetățeanul turc. În urma respingerii acestei cereri, cetățeanul turc a solicitat azil, iar în lipsa avizului respectiv, procedura dosarului privind cererea de azil a fost reluată de la zero, fără a se cunoaște faptul că cetățeanul turc era urmărit la nivel internațional. Deși Direcția de Supraveghere Regim de Ședere deținea aceste informații în dosarul respingerii dreptului de ședere. Am încercat să luăm legătura cu șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Mihail Vodă, însă acesta are telefonul deconectat. În luna iulie, majoritatea parlamentară a votat în lectură finală mai multe modificări la codul de procedură penală, printre care și racordarea termenelor prevăzute pentru emiterea unei decizii irevocabile privind cererile de azil, dar și termenele de deținere în arest a persoanelor în vederea extrădării. Conform legislației, procedura de extrădare va dura de la o lună până la 3 luni și nu până la 9 luni, cum era până acum. Anterior, premierul Dorin Recean a declarat că în Republica Moldova se află în prezent 38 de cetățeni străini anunțați în căutare internaționale pentru fraude bancare, evaziuni fiscale și infracțiuni cu violență, care utilizează o schemă de corupție și profită de breșele din sistem pentru a rămâne în libertate pe teritoriul Republicii Moldova. Marina Tauber, deputată afiliată oligarhului Fugar Ilan Șor, are interdicție de ieșire din Republica Moldova pentru următoarele 60 de zile. Măsura preventivă a fost dictată de judecătorie Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani în dosarul penal privind finanțarea ilegală a partidului Șor, formațiune scoasă în afara legii. Vasile Plevan, șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, au afirmat pentru OneTV că măsura a fost solicitată pentru ca inculpata să nu se eschiveze de la urmărirea penală și să fie prezentă la toate ședințele de judecată.
dată. Marina Tauber s-a arătat indignată de demersul procurorilor anticorupție, sublinind că avea planificată în seara zilei de luni o deplasare în Rusia și a anunțat că va contesta hotărârea instanței la Curtea de Apel. De cealaltă parte, reprezentanții judecătoriei Chișinău precizează că aplicarea măsurii preventive are la bază două motive, inclusiv faptul că parlamentarul urma să plece din țară pe o perioadă nedeterminată. Informația publicată de Marina Tauber pe rețelele de socializare, precum că intenționează să părăsească Republica Moldova pe un termen nedeterminat. Intenția de a părăsi țara a fost manifestată prin procurarea unui bilet avia, potrivit căruia la 12.08.2024 urma să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Au precizat reprezentanții judecătoriei prin intermediul unui comunicat de presă, iar șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, a menționat că judecarea acestui dosar penal în care figurează Marina Tauber este la o etapă avansată. Fosta vicepreședintă a partidului Șor, declarat ilegal, și actuala membra blocului Victorie are mai multe dosare penale inițiate pe numele său, iar ea pledează nevinovată. Deputata figurează în listele de sancțiuni precum cea a Uniunii Europene, Canadei și SUA pentru că ar fi fost complice la destabilizarea Chișinăului, iar liderul blocului Victorie, oligarhul Fugarilan Șor, ar fi principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova. Managerii școlari vor putea alege în acest an în ce zi să organizeze careurile solemne. Ministerul Educației și Cercetării a propus școlilor să înceapă anul de studii fie pe 1 septembrie, fie pe 2 septembrie, după consultarea opiniei comunității școlare. De asemenea, instituțiile de învățământ pot decide formatul careului, dar și activităților care vor avea loc în sălile de clasă în prima zi a anului de studii. Cert este că prima lecție va avea genericul Împreună pentru Pace, fiind obligatorie atât în instituțiile de învățământ publice, cât și în cele private, iar pentru organizarea acesteia, profesorilor le-au fost recomandate resurse didactice adaptate la vârsta elevilor, care au fost realizate cu suportul Consiliului Europei. MEC a decis să ofere această alegere instituțiilor de învățământ după ce ordinul anterior, care stipula că anul de studii va începe pe 1 septembrie, adică duminică, pentru a nu pierde o zi de studiu, a fost criticat de părinți. Deși ministrul Educației Dan Perciun declara inițial că în prima zi nu sunt organizate lecții și au loc doar acțiuni organizatorice, ulterior ministerul a decis să ofere posibilitatea școlilor să aleagă când dau startul noului an de studiu. Activitatea partidului Șansă, parte componentă a blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, a fost suspendată pe un termen de 3 luni, conform hotărârii judecătoriei Bălți. Sesizați de Ministerul Justiției, magistrații au invocat faptul că formațiunea nu ar fi prezentat toate actele financiare necesare către Comisia Electorală Centrală din timpul campaniei electorale privind alegerile locale din toamna anului trecut. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în instanța superioară. Se limitează activitatea Partidul Politic Șansă pe un termen de 3 luni. În rest, acțiunea se respinge. Se încasează la Partidul Politic Șansă beneficiul statului, taxa stat în sumă de 250 lei. În timp ce responsabilii Ministerului Justiției au solicitat limitarea activității formațiunii pe un termen de jumătate de an, instanța a admis cererea parțial. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Bălți în termen de 10 zile din ziua pronunțării sale. Alexei Lungu, liderul formațiunii Șansă, nu a răspuns la apelul One TV pentru a veni cu un punct de vedere, dar din pozele de pe internet reiese că el se află în Rusia împreună cu mai multe persoane afiliate lui Ilan Șor, precum Bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul și parlamentarul Vasile Bolea. Cererea Ministerului Justiției a fost înaintată după ce membrii Comisiei Electorale Centrale au solicitat în luna februarie responsabililor structurii să oblige formațiunea Șansă să prezinte actele pentru efectuarea unui control privind finanțarea campaniei electorale din timpul alegerilor locale din data de 5 noiembrie 2023. Acesta a fost efectuat în perioada 17 noiembrie-17 ianuarie. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au anunțat că membrii formațiunii au refuzat să vină la sediul autorității electorale sau să prezinte actele necesare, acuzațiile fiind negate de aceștia.
Candidații șansă au fost excluși de la alegerile locale din toamna anului trecut, decizia fiind anunțată de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale cu două zile înainte de scrutin. Dar și la câteva ore după ce SIS a anunțat că Moscova a alocat peste 1 miliard de lei pentru a destabiliza Chișinăul prin intermediul grupării criminale conduse de Ilan Șor, iar banii erau prevăzuți inclusiv pentru coruperea legăturilor. Ilan Șor a negat acuzațiile. Inițiativa Ministerului Sănătății de a interzice fumatul, inclusiv țigările electronice și narghilelele pe terasele și în sălile localurilor, a provocat un val de nemulțumiri în sectorul Horeca. Proprietarii restaurantelor susțin că modificarea legii antitutun va avea un impact negativ asupra afacerilor, în contextul în care mulți dintre clienți erau obișnuiți să fumeze în timp ce consumau băuturi și bucate. Expertul în politici publice din domeniul Horeca, Aneta Zasavitschi, a calificat inițiativa guvernului drept cinică și consideră că localurile pot deveni ușor ținte pentru colectarea amenzilor, deoarece angajații restaurantelor nu pot controla utilizarea dispozitivelor electronice care nu emit fum. Expertul susține că odată cu aplicarea restricțiilor, toate persoanele fumătoare vor ajunge într-o zonă gri și vor fi considerate infractori, deși sunt adulți care cumpără un produs perfect legal. Avem un business, o categorie din Horeca, care se bazează pe vânzare și consum de narghilea. Dacă să luăm exemplu Europei, aceste localuri sunt permise în Europa doar contra cost unei autorizații care costă mult mai mult și nu tot și-o permit. De ce Republica Moldova nu ar face și o astfel de licență, de autorizație, de permisiune pentru localurile de acest gen? Ar acumula și niște taxe și atunci ai un loc specializat. Guvernul a mai avut o tentativă de a reduce numărul fumătorilor prin legea antitutun, care a intrat în vigoare pe 31 mai 2016. Aceasta prevede amenzi între 1.000 și 3.000 de lei pentru persoanele care fumează în locuri publice și până la 10.000 de lei pentru proprietarii de localuri care permit fumatul. Aneta Zasavitschi aduce în discuție exemplul pandemiei, când, deși petrecerile au fost interzise, multe dintre ele au fost organizate cu ușile închise sau s-au desfășurat acasă. Expertul susține că introducerea restricțiilor nu-i va determina pe fumători să renunțe la acest obicei nociv, deoarece tot ce se interzice devine și mai atractiv. Nu Horeca și nu agentul economic trebuie să fie jandarmul și să se ocupe de educația populației. Ar trebui găsite soluții pentru localuri și mai mici și toate tipurile de localuri și toți agenții economici care cad sub incidență să le permită de la intrare câțiva pași, câțiva metri să pună o scrumieră și să fie clar identificat locul unde doar acolo ai voie să fumezi. Pentru că neidentificând un loc, se fumează peste tot. Angajații localurilor din capitală spun că noile restricții pentru fumători vor provoca mai multe situații de conflict. Ei vin să relaxeze, să servească un pahar de vin, să stea la o vorbă cu un prieten, să fumeze o țigară, clar. Și în cazul în care acestea noi îi restricționăm în dreptul lor de a se odihni, de a se relaxa așa cum doresc ei, sigur că întâmpinăm probleme și dificultăți, o să fie foarte multe. Reprezentanții industriei cer autorităților să reevalueze măsurile și să găsească soluții care ar echilibra protecția sănătății publice cu nevoile economice ale sectorului. De asemenea, aceștia propun crearea unor zone speciale amenajate în afara localurilor, unde fumatul ar putea fi permis fără a afecta restul clienților. În timp ce unii locuitori ai capitalei salută inițiativa de a interzice fumatul în localuri, alții susțin că vor fi discriminați. Хочешь запрещай, хочешь не запрещай, будет подпольно, будет. То есть в любом случае люди будут курить. Да, но не вине фуму, чала вине де пенту. Пенту организму nostru care asta nu trebuie să fie. Suntem împotriva fumatului. Trebuie de dus un stil de viață sănătos. Trebuie să fie amenajat într-adevăr niște locuri așa care să nu încurce la alții. Pentru copii va fi ok ca ei să nu observe toată chestia dată. Și iarăși, pentru persoanele care nu fumează, fumatul pasiv, iarăși, va fi un plus. Nu se va inhala așa de tare fumul de țigară de persoanele care sunt alături de noi. La noi se practică mai mult libertatea și toți vor să facă acolo unde vor, unde stau acolo și să facă totul. Ministra Sănătății, Alan Nemerenco, susține că proiectul de lege care se află pe agenda guvernului a fost consultat public și urmează să fie aprobat în curând. Și dacă până acum semnul interzis era doar țigareta din care ieșea fum,
Noi acum propunem să avem toate tipurile de țigarete sub semnul interzis. Totodată, ministra Sănătății a ținut să demonteze miturile despre țigările electronice, despre care fumătorii cred că ar fi mai puțin nocive decât produsele obișnuite de tutun. Atunci când nicotina este cumva dusă de vapor, de apă, umed, ea neapărat va fi mai grea și va cădea undeva pe epiteliu, în bronhi sau undeva, va ajunge mult mai ușor. Potrivit studiilor publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în 2022, în țara noastră, 25% dintre adolescenții cu vârsta de 13-17 ani au fumat țigări electronice. O situație alarmantă privind consumul de tutun se atestă și în rândul adulților. Astfel, potrivit ultimului studiu național al prevalenței factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, 3 din 10 adulți sau 29,9% din populația adultă sunt consumatori ai diverselor produse de tutun, cu o prevalență a fumatului de 7 ori mai mare în rândul bărbaților, arată datele ANSPA.